Salutare, prieteni dragi și bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti împreună o rețetă de cornulețe super fragede și foarte, foarte rapide. Se pregătesc foarte rapid și se topesc în gură cu rahat și vișine congelate. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta! Și anume, dragii mei, într-un bol mai mare vom adăuga 200 de grame de unt la temperatura camerei. Aici am două pliculețe zahăr vanilat, un praf de sare, iar acum vom amesteca bine aceste ingrediente. Iar acum vom adăuga 150 de grame de kefir. Dacă nu aveți kefir, puteți adăuga smântână. Sau iaurt griego, cremos, natural. Amestecăm, după care vom adăuga 350 de grame de făină. Amestecăm cu spatula, iar când nu vom mai putea amesteca cu spatula, vom începe să frământăm. Vom frământa până vom obține un aluat compact. Așa cum vedeți în imagine, aluatul nostru este gata. Acum vom presăra pe masa de lucru puțină făină. Vom tăia o bucățică din aluat. Vom întinde o foaie subțire. După cum vedeți, dragii mei, este o rețetă foarte, foarte ușor de pregătit și foarte rapidă. Și cornulețele ies foarte fragede, se topesc în gură. Merită să le încercați! Iar acum, cu ajutorul unei farfurii, vom tăia aluatul. Iar acum vom tăia luatul pentru cornulețe în acest fel, așa cum vedeți că procedez eu. Am tăiat aluatul acum vom avea nevoie de vișine congelate, pe care le-am lăsat să se scurgă foarte bine de apă, după care le-am șters foarte bine cu hârtie de bucătărie. Vom pune vișinile și vom rula, așa cum vedeți că procedez eu. Le vom așeza în tava cuptorului tapetată cu hârtie de copt. Iar acum vom da cornulețele la cuptor timp de 15-16 minute la 180 de grade Celsius, dar acest lucru depinde de fiecare cuptor. Și gata este prima noastră tavă de cornulețe. Acum le vom da prin zahăr pudră și le vom așeza pe un platou, după care vom continua să le pregătim și pe celelalte. Eu acum le voi umple cu rahat dar puteți să le umpleți cu magiun, cu rahat, vișine, cu ceea ce doriți. Le vom umple, le vom așeza în tava cuptorului și le vom da la cuptor timp de 15-16 minute la 180 de grade Celsius. Iar acum, doar vă doresc spor la treabă. Și dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine tuturor. Pa pa.